Odată la 4 ani ne cer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Continuăm discuțiile noastre de aici, din studioul Transilvania TV. A revenit la noi domnul Nodi Otila Alexandru. Bine ați revenit! Sărut mâna și bine v-am regăsit! Vă reamintesc că domnul Nodi este candidatul Alianței Maghiarilor din Transilvania, arhitect de profesie, probabil viitor consilier județean sau local. Ce mai faceți, domnul Nodi? Așa este. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că ne revedem din nou, să putem să punctăm încă anumite treburi interesante, legate și de această campanie de desfășurare a ei și de lucrurile care mai dorim să le spunem spectatorilor noștri legate de programul partidului nostru. Suntem în ultimele zile de campanie. Cum decurge? Sunteți în prima campanie, sunteți candidați pentru prima dată. Așa cum am spus și data trecută, sunteți un om foarte nou pe scena politică. Da, sunt lucruri interesante în această campanie. Eu cred că pe lângă multele fenomene care se întâmplă, mai avem un fenomen foarte interesant, nu știu dacă este specific sau nu acestei campanii, dar pe noi ne indignează și ne întristează. Într-adevăr, în această campanie sunt lucruri destul de interesante și noi suntem părtași multor evenimente la care nu ne-am așteptat. Din păcate, Uniunea Democrată a Maghiarilor face o campanie din ce în ce mai negativă față de noi și față de imaginea noastră. Chiar ieri a apărut un nou profet în politica românească, în persoana domnului președinte al partidului Kelemen Hunor, care a afirmat că Alianța Maghiară din Transilvania nu este un partid competent, nu are oameni competenți. Deci noi, practic, acum suntem în curs de formare, în curs de fuziune, dar dânsul deja ne și cataloguează că nu avem oameni competenți și nu suntem în stare să gestionăm problemele județului, problemele comunității maghiare, și asta ne întristează foarte mult. Va deranja foarte tare, cu atât mai mult încât eu am mai discutat cu candidatul care este astăzi alături de noi și mi-a povestit foarte mult despre planurile dânșilor și în special despre planurile dumnealui în ceea ce privește problemele nu doar a județului, ci în speță a comunității maghiare. Da. Aici doresc să vă spun, ca să nu se înțeleagă greșit lucrurile sau să nu avem idei preconcepute, Alianța Maghiară a pornit practic cu ideea de a aduna pe toți acei care gândesc de centru-dreapta, pe toți acei maghiari din comunitate. Deci, practic, au fuzionat două partide mici, Partidul Civic Maghiar și Partidul Popular Maghiar din Transilvania, și noi am dorit să continuăm cu această idee de unitate și cu această solicitare de a continua împreună cu UDMR-ul. Noi, în acest sens, după cum am amintit și în emisiunea trecută, le-am trimis și o scrisoare de intenție prin care am dorit să colaborăm cu dânsii. Practic, prin acel protocol încercați să colaborați, nu se pierdea numărul reprezentanților maghiarilor din Consiliu. Practic, ar fi fost, 7 consilieri de la UDMR și unul de la AMT, corect? Exact, așa este. Tot așa ar fi fost și la Consiliul Local, dacă am fi avut un consilier 3+1. Dar chiar dacă să presupunem că s-ar fi pierdut un consilier de la UDMR, practic
numărul consilierilor maghiari nu s-ar fi pierdut ca și număr. Și noi am fi adăugat din partea dreaptă, deci din coaliția noastră de centru-dreapta, noi am fi adăugat câte un consilier puternic și câte un profesionist. Practic, UDMR-ul, chiar dacă ar fi pierdut, ar fi pierdut ultimul din capătul listei, de care sunt convins că nici electoratul nu știe cine sunt acei ultimi din listă, care poate vor intra, poate nu vor intra. Deci noi, chiar dacă am fi mușcat, să zicem așa, din consilierii UDMR-ului, dar am fi venit cu specialiști și cu oameni puternici. Deci, practic, pentru întreaga comunitate maghiară și pentru întreg județul ar fi fost un lucru benefic. Dar noi ne gândim foarte logic că noi am fi mobilizat alegătorii. Deci UDMR-ul nu și-ar fi pierdut cei 7 consilieri județeni și cei 3 consilieri locali la municipiul Zalău și ar fi păstrat, și noi, mobilizând împreună electoratul, ar fi fost 7 plus 1, respectiv 3 plus 1 consilieri. Într-adevăr, și până la urmă, probabil comunitatea maghiară s-ar fi simțit mult mai bine reprezentată și cine știe, poate nu numai. Prin prisma meseriei, poate sunt și alte tipuri de alegători care vor opta pentru prezența noastră în Consiliu. Deci sunt din ce în ce mai mulți acei oameni din comunitatea maghiară, acei maghiari care declară că ei sunt de centru-dreapta și își asumă acest lucru și nu sunt de acord cu acea politică de a aduna voturile de către UDMR și, când sunt adunate ele într-un pachet, să fie date stângii PSD-ului. Vreau să revenim puțin la supărarea, între ghilimele, la supărarea dumneavoastră legată de felul în care UDMR face campanie. Știu că în ediția trecută a emisiunii n-am punctat de acea dată, dar erați tare supărat că exista în online un filmuleț în care AMT-ul ar fi fost acuzat, Alianța Maghiară din Transilvania ar fi fost acuzată că nu merită voturile, că încearcă să fure voturile maghiarilor. Ne detaliați puțin despre ce este vorba? Într-adevăr, există moment foarte interesant în acest sens și pentru aceasta avem un filmuleț pe care vă invit să-l urmărim împreună. Urmărim împreună filmulețul și apoi revenim la discuția noastră. Egy közéleti vonatkozású hirdetést teszek közzé. Bizonyára tudjuk már, ez folyik lassan a csapból is, hogy szeptember 27-én, 2 hét múlva önkormányzati választások lesznek. Egy néhány gondolat erejéig kérem a gyülekezet türelmét ezzel kapcsolatban. Én arra kérek mindenkit, hogy vegyen részt ezeken a választásokon, tegyünk félre fáradtságot, unalmat, vírustól való félelmet, az úgyis mindegy, nem érdemes gondolatot, és vegyünk részt ezeken a választásokon. A következő két gondolatot lesz egy határozott nem, és lesz egy határozott igen a gondolatok között. Egyfelől az elmúlt 20 éves, több mint 20 éves zilahi tapasztalataimra alapozva fogalmazom meg, lelki szolgálatomra alapozva fogalmazom meg, illetve másfelől azt, hogy a református lelkipásztornak joga és kötelessége is valamilyen szinten a város jólétéért munkálkodni, illetve szót emelni ezért. Az egyik gondolat a nemről szól. Én arra kérek mindenkit, híveinket, hogy ne szavazzanak román pártok jelöltjeire, még akkor is, hogyha azok magyar nevűek. Mert ha be is jutnak, ha egyáltalán bejutnak, nem fognak minket képviselni. Tehát ne szavazzunk román pártok jelölteire. A másik nem, hogy ne szavazzunk bármely magyar párt szövetség jelölteire. Mert nézzük az elmúlt 20 év tapasztalatait, hogy mindig kaptak becsületes és jóindulatú magyar embereket, de nem tudták bejuttatni őket, így a szavazatok elveszett szavazatok lesznek. Az igent is határozottan megfogalmazom. Bátorítok mindenkit, hogy szavazzon a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre. Nagyon sok hibája van az RMDSZ-nek, én is tudnám órákon keresztül szívni, a hibáit és gyengeségeit kiemelni. Mégis azt látjuk, hogy ez a szervezet tett le valamit a magyarság asztalára, az Zilahon is, meg a szilárdságban is, tehát minden kritikánk mellett. És ezen a szervezeten keresztül és tisztségviselőink keresztül tudjuk megoldani nem egyéni, hanem sokszor közösségi gondjainkat is. Magam is jelöltséget vállaltam ismét a városi tanácsosi listán, és bátran ajánlom a megyei városi jelölteket,
tisztességes keresztjén és tenni akar és tenni tudó atyafiak, testvérek, a jelöltek. Ați spus de multe ori că este foarte importantă profesia unui om și știu că vă simțiți încrezător prin prisma faptului că sunteți arhitect de profesie, de aceea nu credeți că veți avea probleme în momentul în care veți ajunge în Consiliul Județean. Știm că sunt multe probleme la noi în zonă, printre care una foarte puțin discutată, Tresnia. Ce vă spune acest nume? Da, eu așa mă gândesc că un arhitect întotdeauna poate să facă multe lucruri într-un consiliu, fie el Consiliul Județean sau Consiliul Local. Acum, bineînțeles, specializarea mea este tocmai în reabilitarea patrimoniului construit și a monumentelor istorice. De aceea, probabil, vă doriți foarte tare să ajungeți în Consiliul Județean. Sigur că da, pentru că noi, din păcate, în județul Sălaj avem destul de puține monumente istorice raportate cu alte județe, cum ar fi Bihorul sau Clujul sau Mureșul. Dar măcar aceste monumente istorice să încercăm să le conservăm, să le păstrăm, să le salvăm și tot așa să încercăm să punem la punct și centrele localităților noastre, centrele istorice, piațetele centrale despre care am amintit și data trecută că este un scop prioritar numărul 1, să zicem așa, dacă voi fi ales consilier. M-ați întrebat despre Tresnea. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o lecție pentru noi toți, în special pentru oamenii din administrație, da. Și ar trebui să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat și de felul în care au decurs lucrurile și să vedem ce lecții am învățat din asta. Este o temă sensibilă cu ceea ce s-a întâmplat la Tresnea. Nu, într-adevăr, ne pare foarte rău de toate evenimentele de-a lungul istoriei și din primul și din al doilea război mondial. Acum noi trebuie să trecem frumos, elegant, peste aceste neplăceri ale istoriei și să tratăm monumentele istorice ca și o valoare de patrimoniu a noastră comună. Deci, un castel baroc, cum a fost, de exemplu, castelul din Tresnea, a fost, practic, al doilea cel mai însemnat edificiu de stil baroc din județul nostru, după castelul Vacheline din Jibou, și l-am pierdut. Acum 2 ani, deja era în stadiu foarte avansat de ruină, într-adevăr, și probabil că nu puteam să mai salvăm mult din acesta, dar s-a făcut un lucru de-a dreptul barbar, care amintește de trista perioadă comunistă când se distrugeau monumentele istorice. Adică Consiliul Local, să spunem așa, în cârdășie cu prefectura județului Sălaj, au fost de acord și au semnat declasarea clădirii din lista monumentelor istorice. Asta înseamnă că ea, practic, poate fi rasă de pe fața Pământului. Și dacă se declasează de pe această lista monumentelor istorice, după aceasta urmează și radierea din cartea funciară, ceea ce înseamnă că am pierdut pentru totdeauna un monument istoric. Din păcate... Și înseamnă că nu mai există o obligație legală? Că nu mai există o obligație legală. Într-adevăr, foarte bine ați punctat aici. Dacă nu s-ar fi declasat această clădire, atunci, practic, primăria și statul român ar fi avut obligativitatea să reconstruiască în formă autentică acest monument istoric, pentru că ceea ce este pe hârtie trebuie să existe și în realitate. Și noi practic aici avem un exemplu unde nimeni n-a dorit să ridice mâna, să se implice. Acum, într-adevăr, există și de la UDMR 7 consilieri județeni, un vicepreședinte de consiliu, un subprefect, un manager al județului, deci sunt de la Uniunea Democrată a Maghiarilor din România mulți care ar fi putut spune vreun cuvânt în acest sens și timp de 2 ani. Da, și în 2 ani din păcate nu s-a întâmplat nimic în acest sens. Eu doresc ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple în județul nostru și
monumentele istorice pe care le avem să le putem salva, să le putem reabilita și este foarte important ca pentru acestea să accesăm fonduri europene. Și ceea ce am discutat data trecută, implementarea acelui departament de fonduri europene în structura Consiliului Județean Sălaj, o consider foarte importantă, unde colegii noștri de la Oradea, de la Alianța Maghiară din Transilvania, ne pot ajuta după modelul Oradei, pentru că, după cum știm, Oradea în ultimii 3 ani a fost și este prima în țară în implementarea fondurilor europene. Ați pornit ca și o alianță proaspăt înființată, însă eu știu că în județul Sălaj, sper să nu greșesc aici, există 3 candidați. Mai aveți candidați inclusiv de primar în localitățile Vârșolți și Crasna. Știu că sunt tot oameni tineri, da. Sunt tot oameni implicați în comunitate. Ne povestiți puțin despre colegii dumneavoastră? Sigur, chiar mă bucur că pot aminti și de dâns și să afle lumea și de aceștia. În Vârșolți avem un candidat tânăr la primărie, pe Dineș Balaș, care este de profesie inginer mecanic, un tânăr pe care eu îl văd cu perspective mari, face o campanie foarte bună, atât în limba română cât în limba maghiară și eu îi dau șanse foarte mari și țin pumnii. În Crasna avem un antreprenor, practic un patron cunoscut al localității, pe Borto Ferenc, care are un atelier auto unde are 10 angajați. Este un întreprinzător foarte bun, știe să se ocupe foarte bine de tot ceea ce înseamnă latura financiară a unei firme. Eu îl văd un om abil, un om care practic nu ezită în momentul în care trebuie să ia o decizie și îl recomand crăsnanilor să îl aibă în vedere în momentul în care merg să voteze. În afară de cei doi candidați la cele două primării amintite, mai avem în anumite localități și consilieri locali, alți primari nu mai avem, dar practic fuziunea celor două partide mici este în curs de derulare a PCM-ului și PPMT-ului și din organizațiile noastre teritoriale existente și din membrii noi veniți în Alianța Maghiară din Transilvania, în următorii ani, în următoarea perioadă, vom alcătui echipe mai mari și mai complete și mai competente. Sperăm că și noi cei de acum să aducem o surpriză plăcută. Da, și să faceți alianța mândră și poate până la următoarea rundă de alegeri veți, va fi această alianță și mai bine închegată, pentru că așa cum specificați și dumneavoastră, scopul alianței nu este acela de a diviza comunitatea maghiară ci, sau de a fura, sigur, voturi de la UDMR, ci din contră de a aduce, sigur, oameni în plus la vot. Și tot pentru că noi am mai discutat despre proiectele dumneavoastră, mi-ați spus că vă doriți, probabil și prin prisma meseriei, vă doriți să puneți un accent mai mare pe ceea ce înseamnă în județul Sălaj viața culturală. Știu că sunteți supărat pentru faptul că nu s-a pus accent de-a lungul timpului pe ceea ce înseamnă activitățile specifice comunității maghiare. Sunteți supărat că nu există un loc în care maghiarii din județul Sălaj să se poată întâlni, să facă planuri legate de viața culturală. Da. Deci pe lângă reabilitarea centrului istoric, care este prioritar pentru mine ca și arhitect, pentru mine tot prioritar este și viața culturală a comunității și am primit de-a lungul timpului foarte multe semnale de la prieteni, de la cunoscuți, că, din păcate, nu există o viață culturală urbană a comunității maghiare în orașul nostru. Din păcate, nu există nici pentru comunitatea română așa ceva, numai din când în când câte un spectacol sau câte un concert. Acolo sperăm că lucrurile se vor rezolva mai ușor în anii ce urmează. Da. Și noi am vrea ca
acel bun obicei vechi care exista cu 30-40 de ani, ca trupele de teatru din orașele învecinate, cum ar fi Satu Mare, Cluj, Oradea, Târgu Mureș, să vină lunar în orașul nostru. Bineînțeles că un oraș sub 60.000 de locuitori nu prea are posibilitatea să aibă trupele sale de teatru, dar contracte se pot face cu aceste trupe din orașele învecinate și sperăm să readucem apetitul de cultură în orașul nostru. Am și avut discuții în acest sens cu domnul Dinu Iacu Sălăjanu, care este directorul Casei de Cultură a Sindicatelor și candidat la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean. De a cărui sprijin cel puțin, bineînțeles, eu știu că bineînțeles, chiar dânsul s-a oferit să ne acorde acest sprijin. Da, probabil că își dă seama ales prin prisma meseriei dumneavoastră că ați aduce o valoare în plus echipei din Consiliul Județean, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Aș vrea să mai punctăm foarte pe scurt puțin despre Centrul Vechi al Zalăului. Știu că este prioritatea numărul 1 în momentul în care am discutat. Știu că aveți în plan și o înființare a unui club, a unei case a maghiarilor, însă foarte, foarte pe scurt vreau să vorbim despre aceste lucruri. Da, ideea este destul de veche deja, cel puțin de vreo 15 ani, cu înființarea unei case a maghiarilor, unde să existe activități specifice pentru diferite categorii de vârstă a comunității maghiare și nu numai a comunității maghiare, unde poate fi invitată și implicată și comunitatea românească. Pot fi, la un moment dat, organizate spectacole comune sau activități comune. Pentru tineret este foarte important ca aceștia să simtă că aparțin unei comunități, aparțin comunității unui oraș care are un specific anume și în acest sens dorim să înființăm această casă a maghiarilor cu diverse activități în care sunt implicați de la mic la mare și fără vreo diferențiere, cât mai mulți tineri și nu numai. La fel ca și vreau să fac un rezumat despre ceea ce am povestit noi de-a lungul timpului despre ideea cu refacerea Centrului Zalăului. Domnul Nadiu își dorește foarte tare ca acest proiect să fie dus până la capăt, pentru că dânsul și nu numai dânsul consideră că este foarte important. Este o carte de vizită în momentul în care cineva ajunge în orașul nostru. Este foarte important să poți să-i prezinți o clădire într-un stadiu foarte ok. Da. Este important să ai o pietonală, să ai un loc în care să ieși. Exact despre asta discutasem în emisiunea trecută și... foarte pe scurt, într-adevăr, centrul istoric și piațeta istorică, zona centrală a unui oraș este cartea de vizită a orașului și trebuie să punem obligatoriu accent pe acest lucru și trebuie să-l prioritizăm, să nu lăsăm ca să treacă ani și să nu ne ocupăm de acest lucru. Pentru că, practic, vine un turist sau un vizitator în orașul nostru și ajungem să ne fie rușine de centrul propriului nostru oraș. Nu avem unde să ieșim, să-i arătăm piațeta orașului, centrul istoric, clădirile monumente istorice și asta este un lucru trist. Suntem un exemplu de proastă practică. Vă mulțumesc că ați fost alături și astăzi de noi. Vă dorim mult succes pentru duminică, pe 27 septembrie. Nu uitați, trebuie să votați, trebuie să ieșiți la urne, trebuie să alegeți în cunoștință de cauză. Vă dorim mult succes, mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Rămâneți și dumneavoastră alături de noi în continuare, pentru că discuțiile cu candidații continuă aici la Transilvania TV.